Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Copii, pentru, în primul rând pentru copiii care ne ascultă în mașini și merg la școală la ora asta. Merg, adevărul, dar nu ai de ei. Bă, adevărul că ei, sărmanii, chiar se trezesc de o grămadă de ori, ani de zile dimineața. Ce? Mă gândeam dacă așa era și pe vremea mea, dar de la liceu încolo n-am mai fost chiar. Știi ce nu e ca pe vremea ta? E că, uite, săptămâna asta ai mei, cel puțin, că mi se pare că nu e peste tu, nu e. Sunt diferite. Da. E săptămâna verde. Și atunci... Ce înseamnă săptămâna verde? N-ai mă cum să faci treabă, deși, atent, luna aprilie a fost... Verde? Eu dacă pe vremea mea ar fi existat ce se întâmplă în ziua de azi, aș fi fost cel mai fericit. Eu mi-aduc aminte de două ori când s-a blocat, a fost zăpadă multă, da, și n-am putut să merg la școală, a fost ceva... Ce zăpezi erau pe vremuri! Și exact. Odată o amenințare... S-a într-un an... Exact. Începuseră, era moda cu amenințări cu bombă și o amenințat și la noi în Bercen la școală cu bombă. A fost un copil inspirat și n-am făcut școală o zi. A fost un copil care a comis o infracțiune și a încurcat-o rău de tot. Da, mă, dar pe vremea aia nu era. Adică atunci lumea dădea telefon. Era și atunci. Deci nu încurajam pe nimeni. Chema. Da, evident. Așa. Copii, acum... nu faceți așa ceva. Este infracțiune. Da, nu. Acum, dacă faceți așa ceva, ajungeți în fața unui procuror. Să nu faceți sub nicio formă așa ceva. Să nu înțelegeți greșit. Ideea e că acum a fost așa. A fost școală altfel o săptămână. La școală la copiii mei. După o săptămână de școală altfel, au mai făcut școală 4 zile și pe urmă a fost vinerea mare, liber. Așa. Luni, marți, liber, că a fost Paștele. Și pe urmă, știi? Da, știu, au avut liber. Așa. La 4 zile înainte de Paște au avut liber. Nu s-au dus la școală. Corect. A fost vacanța. Așa, a fost vacanța. Deci luni, fost... marți, liber, pardon. Au fost 3 zile la școală. Da. Și acum e săptămâna verde. Dar ce face ea? Săptămâna verde, teoretic, trebuie să faci tot soiul de activități în direcția asta. Știi? Știi cum ce ai tu de alea cu borcane? Da. E genul ăla, numai că e fără borcane. Adică plantezi copaci, dar mai mult în teorie nu se fac. Deci în sfârșit școala a devenit practic interesantă. Adică da, dacă într-adevăr poți să ieși să vezi, să studiezi furnicuța, ghiocelul, borcanelul, alea, nu știu ce, mi se pare în sfârșit ceva interesant la școală. Dar să știi că nu toate școlile pare așa a fi liber. Sunt școli care și profesori care chiar se ocupă ca în săptămâna asta să facă aceste activități alternative. Da, mă, da, și ei mei merg amândoi, au tot felul. Merg la mare, merge în Delta Văcărești, ăsta mic are tot felul. Au activități, deci dar sunt activități... Tu ești bucuros că nu dai vreo lucrare de control? Recreative, să zic așa, nu e la școală de-aia... Eu mă gândesc dură. Că noi bine vorbim cu ascultătorii noștri despre școala verde și școala altfel. Ce fac copiii când e școala verde și școala altfel? Nu vreți să vorbim. Aveam alt subiect aici să vorbim cu ei, dar zic, dacă tot ne-am dus în direcția aia, ca să nu ne apucăm să le explicăm pe celălalt. Așa. Ce fac copiii de școala, școala verde, că asta e ceva nou. Bun. Ce fac copiii de școala verde? Ce fac copiii... În săptămâna verde. Mă rog. Ce fac copiii de săptămâna verde? Ce fac în săptămâna altfel? Și dacă vi se pare o idee bună... Băi, sincer, mie mi se pare o idee foarte bună. Da, e foarte bună. Serios. Mie sigur, îi pare... văd la mall, stau la... Se mai duc din când în când, mai trec acolo și văd, stau la coadă la fast food. Acum depinde de fiecare oraș. Uite, trebuie să mănânci undeva, nu? Luca a zis de Delta Văcărești. În București există opțiunea asta și cred că majoritatea școlilor își duc elevii acolo. Mai învață una alta... Probabil că au și ghizi care le explică ce și cum. Au tot felul de activități de genul ăsta. Mie mi se pare o inițiativă foarte bună pentru clasele primare. În schimb, pentru gimnaziu, știi cum eram și noi în gimnaziu? Și încă o dată vă mai spun, ăștia sunt mai precoce decât generațiile noastre. Adică fiim eu la 13 ani, cam cum eram eu pe la 15-16. Sunt niște găligăni. Nu, e foarte greu să-i țin frut, ce mă vrei, să le povestești de reciclare de... Și dacă îi ții la ora de analiză matematică, e mai bine? Păi, eu cred că noi ideea avem, că, noi ideea avem... e că trebuie să plecăm de undeva până la urmă. Și dacă nu plecăm, chiar dacă dăm rateuri în primii ani, da, vis-a-vis de genul ăsta de activități, la un moment dat ele vor fi reglate și vor funcționa foarte bine. Eu cred că noi avem o imagine greșită. Îmi pare rău că trebuie să vă spun. Cât ați fost voi în vacanță, eu aici am făcut emisiune și într-una din zile am avut ca invitați o echipă, apropo, nu știu ce ori făcut să mă interesez, o echipă de puști care fac robotică și care plecau la campionatul mondial din Statele Unite. Noi te-am ascultat spre deosebire. Am auzit și noi și un reportaj cu Viu acum, da. Sunt 200 de echipe care fac robotică în liceele și colegiile din România. Mi se pare fascinant. Puștii aia știu niște lucruri extraordinare, adică sunt super pasionați, fac proiecte împreună. Mi-ar fi plăcut și mie să am posibilitatea să fac așa ceva la școală. Pe atunci cel mult era un club de aeromodelism sau navomodelism, puteai să te duci la cor ca să cânte, cânti cântece patriotice cu Ceaușescu, cam asta. Deci,
mi se pare o idee bună și acum depinde sigur și de creativitatea dirigintelui, da, a profesorilor și a părinților. Dar, uite, dacă tot am deschis subiectul, 0372 069 599, sunați-ne și spuneți-ne pe bune. Se întâmplă ceva interesant la... Putem să vorbim chiar și cu voi direct, copii și cu părinții. Da, da, da. Se întâmplă ceva interesant sau este o pierdere de vreme la săptămâna verde, că asta este acum? Uite un exemplu. Și de la săptămâna altfel. 0372 069 599. Sunați-ne. De la Cristina, profesoară, cred, merg la activități cu copiii, le vorbesc copiilor despre albine. Albine. Am un stup de observație cu albine vii și putem punem pe videoproiector diverse filmări. Foarte fascinant. Bravo, vă așteptăm. De-aia zi, mă, Luca, găliganii tăi, ei ce fac de școala altfel și de școala verde sau cum ai? Păi ăsta micul, care e clasa a treia, merge azi la Muzeul Copiilor. Nu știu să-ți spun despre foarte ce e vorba. Sunt copii în vitrine sau ce la Muzeul Copiilor? Exponate. Copii de diferite. Vă povestesc tipuri mâine, dacă e că mai trebuie să-l iau. Mâine merg la Lacul Mori. El n-a văzut. Ce fac la Lacul Mori? Vezi, Lacul Mori, păi săptămâna verde. Ok. Vizitezi Lacul Mori. Pe urmă, miercuri e ziua Pământului. De lângă el. Și or să vorbească despre încălzirea globală și or să scrie o scrisoare către oamenii mari. Asta ți-a trimis Oana acum mail sau nu ceva? Mai, nu, e programul de la doamna învățătoare. Ce, ești okay în grup? Nu. Îmi dă Oana foror la de-astea esențiale, deci, ca să fiu la curent. Cum ți-am zis, așa? De joi au târg de schimburi de obiecte reciclabile. A, ce mișto. Trebuie să vorbesc cu ăsta să nu vină cu vreun cu vreun capac de canal acasă sau mai știu eu ce. Și plantează și flori în curtea școlii. Ce frumos. Și vineri dau comper și fac matematică, asta îmi place. A, ce dau? Deci vineri se termină. Test comper. Comperul e un fel de semi-olimpiadă. Nu, no, e o competiție. E o competiție, vinerea odată. Iar Ștefan merge în Delta Văcărești joi. Ce e tata aia? Zice, dar Delta nu se formează unde se varsă apa. O apă. Păi sunt conducte sparte. Zice, da, asta. Și n-am știut să-i spun de ce se cheamă și chiar, uite, îmi pun întrebarea asta. Balt. De ce e la Văcărești Delta? Sunt niște izvai și e... Că bălți sunt. Nu vreți mai bine să vorbim cu cei care sunt direct implicați? Uite, Diana e clasa a 12-a și are săptămâna verde. Bună dimineața, Diana! Bună, Diana! Bună dimineața! Bună. Bună dimineața, sincer, am avut săptămâna verde cu o săptămână înainte de vacanță. Înainte de vacanță și, sincer, pentru un elev de liceu chiar a fost ceva util. Okay. Din perspectiva mea, fiind clasa a 12-a, am avut ocazia să mai consolidez cunoștințele în partea materiilor de BAC, spre adică exemplu, română, istorie, geografie. Adică vrei să spui că, că ai avut zi liberă, practic săptămână liberă, ai învățat, a? Ce ai făcut? Nu, am făcut câteva ore suplimentare de pregătire alături de profesori. În săptămâna verde? Da. Păi deci asta cu nimic cu tematică. Da, nu trebuie să fie cu pământul, cu reciclarea, cu astea? Păi, trei zile le-am avut dedicate bacului, două zile le-am avut dedicate săptămânii verde, în care am vizualizat un documentar, și anume România sălbatică. Da, foarte bun, și da. Și ne-a fost de ajutor foarte mult pe partea de geografie și încă o zi în care am făcut curățenie prin curtea liceului, curățenie la modul că am mai plantat niște flori, v-ați strâns câștoacele, am mai îngrijit un pic gazonul, chestii din astea. Da. Asta bine. E, dacă atâta s-a putut, atâta am făcut. Bravo. Diana, mulțumim tare mult. Bine, e primul an când se practică, adică durează niște ani până o să învățăm să facem niște activități ca lume. Da. Pe tema asta. Eu cred că făceam săptămâna verde de asta în fiecare dimineață în armată. Se chema sectoare. Sectoare. Simona, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. În săptămâna verde astăzi vom face puțin bine. Avem o colaborare școală cu un ONG care a venit și în săptămâna altfel. Vine și acum ne va prezenta ceva legat pentru copii de ecologizare. Mâine vom curăța un părculeț care este în apropierea școlii noastre și vrem să vopsim băncuțele și ce este. Miercuri vom face din peturi vaze de flori, bărcuțe, coșulețe îmbrăcate și alte cele. Joi facem prezentare de mod, adică o să aducem hainuțe la care să atașăm pe ele flori, frunze, o să facem din cartoane haine, o să facem pălării din cartoane și din bidoane de 5 litri. Iar vineri o să avem o pictură pe sticlă, pe pânză și pe bărcane. La ce clasă asta e asta? Că n-am reținut. 3-4. Aha. Okay. E simultan, clasele 3-4, cam asta facem noi în săptămâna verde. Și cum ți se pare?
Foarte frumos, foarte practic, adică noi și în săptămână altfel am avut tot așa activitățile foarte multe. Din nou am avut o zi în care am pictat pe sticlă, pentru că a fost aproape de 8 martie, am pictat pe sticlă ceva pentru 8 martie pentru mămici. Într-una am avut serbarea, într-una ni s-a adunat jur de 2000 de cărți și ne-am făcut propria bibliotecă la școală. Au învățat copiii cum se face o fișă de bibliotecă, cum se ia o carte. Au învățat că săptămânal, vinerea, luăm cartea, vinerea următoare ducem înapoi și din fiecare carte facem ori un desen, ori scriem un pasaj, ori povestim ceva ca să vedem că am trecut prin cartea respectivă. O grămadă treabă. Mulțumim. Adică a fost o săptămână foarte plină. Mulțumim frumos. Mulțumim tare mult, Simona. Să nu-i lași să stea liniștiți un pic, să se plictisește și le vine. Eu sunt invidios pe vremea mea și când era dirigenție se făcea matematică. Ai ții minte? Da, așa e. Nu prea avem prea multe de discutat. Hai, când era o groază de lucruri de discutat, să mai face niște șiruri. Și făceam matematică. Da. Sebastian, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. Eu sunt medic veterinar, sunt din Iași. Fetița o am la Colegiul Național Emil Racoviță. Să adunăm toate clasele de clasa 5-a și mergem cu... Am un stup de sticlă de observație. Un ce? Geamuri stup. De sticlă. Stup. Cu geamuri de sticlă. Stup cu albine vii. Asta pare foarte popular. Deci nu cu insectarul. Da? Da. Deci este populat cu albine vii și urmărim exact cum lucrează, cum se fac unerele din ceară, cum extrage mierea. Și le explicăm copiilor rolul albinelor și al insectelor în natură. Asta în o zi, nu în fiecare zi o săptămână. Asta o zi. În celelalte zile vor merge în grădina botanică, vor avea un concert caritabil, vor face tot ceva pe bază de reciclare, dar asta este problema doamnei diriginte de acum. Da, interesant. Opa, Simone. Păi, ce să spun, mi se par lucruri interesante și cred că pot să învețe și chestiuni practice care țin de societate până la urmă, nu? Și de viața în societate. Ioana, mai avem doar câteva secunde. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt reprezentantul Adi Deșeuri Arad. Vreau să vă spun că avem un parteneriat la nivel de județ cu școli și cu inspectoratul școlar. Se întâmplă lucruri în școli. Învățăm pe copii cum se colectează separat. Separat. Se aude cu întrerupere. Din păcate, nu te auzim. Am înțeles cum se colectează separat. Da, o idee foarte bună. Puteți să duceți copiii mai mari să strângă chiștoace din piața centrală, de exemplu, în orice oraș. În felul ăsta o să vadă cam ce mizerie se poate face în felul ăsta. Da, mulțumim mult pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.